Vlog atipic. De obicei încep prin a vă saluta, urmând să, habar n-am, vorbim despre unele lucruri, să vă arăt un proces, etc. etc. E, de data asta, intro-ul de început se filmează la final. Cum ar veni, asta este transformarea pe care Sorin Stratulat mi-a făcut-o astăzi și de care sunt extrem de mândră. Dar dacă vreți să vedeți tot procesul și mai ales cum face magie Sorin cu mânuțele și cu produsele lui, vă invit să vedeți vlogul alături de Sorin Stratulat. Tocmai am văzut o poză pe Instagram cu tine cu o domnișoară cu părul imens. Exagerat, da. Imens. Da. Eu nu-mi doresc părul imens, eu mi-l doresc perfect drept așa. Excelent. Da, este chiar foarte, foarte cool și oricum ai păr pentru chestia asta. Într-adevăr, să știi că simt o depigmentare aici. Ar trebui să repigmentăm în primul rând un pic părul, pentru că de asta și pierde foarte repede culoare. Draga mea, ce-ți propun eu este să facem o culoare caldă, un ciocolătiu cald. Efectiv să avem puțin... Da. Yes. Am ochiul tău, da? That's a yes. It's an agreement. Da, for sure. Oxidantul, să știi că e un oxidant foarte mic. 3%, nici măcar 6%, că nu am nevoie. Asta înseamnă intervenție cât mai mică asupra părului, pentru că am simțit eu așa că îți dorești un păr foarte lucios. Da, și sănătos. Și sănătos. Da, el este foarte, eu am grijă de el, îl iubesc, îl așa. Vede. Doar că, mai ales în ultima perioadă, îl aranjez o dată la 2 zile, de 2 ori pe zi. Da, este normal. Și atunci nu mai e... Are nevoie de puțin mai multă extra atenție. Exact. Știi? Dar în rest, da, se vede că ești o persoană care își îngrijește părul și își iubește părul. Îmi place mult să-l îngrijesc. Păi și lui îi place să-l îngrijești. Îi place și lui, dacă te ajută la ceva. Și să știi că în mod normal, dacă nu am filmări, poze, mai știu eu ce, îl spăl și las natural, fără să-l aranjez. Oh, ce bine! Și mi se pare că asta îi priește foarte tare. Îi face foarte bine să ia pauză din când în când și asta e chiar un sfat bun pentru acasă, pentru fete. Mai lăsați-l din când în când să respire, dați-i pauză, adică și cu afa de 2 ori pe săptămână e mult, este mult, da, păi de câte ori ai tu nevoie pe parcursul unei săptămâni de filmări. Groaznic, știi? Da. 3 zile pe săptămână, de 2 ori pe zi îl coapezi. Da, păi cred. Tocmai de asta e foarte important că ai conștientizat faptul că trebuie să-l lași în pauză. Zi-mi despre tine, când ai început relația cu părul tău? Când te-ai prins tu că îți place de el? Ai știut tot timpul? E, ce drăguț! Ce drăguț! Cred că avem o relație specială din tinerețe, din adolescență. Da. Mi-am tuns breton singură. Ok. Mi l-am decolorat singură. Decolorat, impropriu spus, că am folosit... Cum se numește? Lămâie? Bine zic? Zici foarte bine. Bine zic, da. Deci am folosit zeamă de lămâie, da, și vezi, Doamne, l-am decolorat singură. Eram fan Britney Spears. Ca noi toți. Exact. Drept urmare, tot ce avea aia și tot ce vedeam că își face, îmi făceam și eu sau încercam să-mi fac. Da, corect. După care, mă rog, totul s-a desfășurat așa, natural și normal. În ultima perioadă însă, de vreo câțiva ani de zile încoace, observ că îmi spune toată lumea că am un păr superb și de atunci am devenit mai conștientă. Ai început și tu să crezi. Exact. De cât de frumos e, de cât de norocoasă sunt că îl am și așa. Bine, noi cred că funcționăm foarte bine împreună, pentru că eu l-am supus la tot felul de transformări, culori, tunsori, habar n-am, și el a rezistat. Ok. Și atunci, dacă a rezistat, mie îmi plac lucrurile rezistente. Am înțeles. Și uite așa ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Asta este extraordinar. Da. Iar acum chiar îl iubesc. Și indiferent ce se poartă, cum se poartă, dacă văd că ceva nu-i place sau așa, mă opresc pur și simplu. Bun, draga mea, în momentul de față avem rădăcina pusă. Vom sta cu ea aproximativ 30 de minute, după care vom merge să o clătim. Vom curăța un pic vârfurile și vom pune după aceea altceva pe restul părului. Da? Perfect. Să-ți dau o veste bună sau mai puțin bună. Așa. Prietenii mei de pe vlog, de pe canalul meu de YouTube, știu deja asta. Ieri am avut filmări. Așa. Și mi-am făcut un wet look. Iar noi la emisiune facem wet look-ul cu lubrifiant. Da. Drept urmare, vârfurile mele sunt îmbibate de lubrifiant acum. Nu e niciun fel de problemă. Sunt obișnuit cu el din mai multe perspective, inclusiv asta cu părul. Ah! Eu doar din asta cu părul. Dar mi se pare că este un wet look superb. Este. Și ce crezi? Am senzația că mi-l și hidratează, pentru că după aia îl piaptăn și totul este cum trebuie, nu? Da, practic îl absorbe. Părul meu absorbe lubrifiantul. Poate îi place un ingredient de acolo. Exact, 100%. Aș putea să fiu malițios, te întrebi pe bază de silicon, pe bază de apă? Nici nu știu, e cu gust de căpșuni, dacă vrei. Poate îi plac căpșunile. Îi plac căpșunile, da. Superb. Am ținut neapărat să zic treaba asta. Îți mulțumesc foarte frumos. Da. Să se amuze și prietenii noștri. Păi să se amuze. Să se amuze. Sunt de acord cu tine. Dar să știi că real pe chestia asta a început datorită faptului că nu existau produse speciale pentru wet look, știi? Acum sunt, dar a rămas obiceiul. A rămas obiceiul, da. Și cred că real se găsește mult mai repede un lubrifiant decât un gel pentru Clar, cu siguranță. Look. Mai ales că eu după wet look a trebuit să-mi fac altă coafură. Da. Dar nu, trebuie să-ți povestesc asta ce am făcut. A venit, tot Josh a venit și am filmat înainte de să începem noul sezon. Așa. A venit să mă filmeze pe acolo, pe la emisiune. Și eu aveam la un moment dat o pungă pe masă. Ce e în pungă? Ce aveam în pungă? Mă rog, aveam, nu știu, habar n-am, o haină, o nu știu ce, o nu știu ce. Lubrifiantul, pentru că trebuia să-mi fac wet look, și o banană. Cum dracului s-au nimerit una lângă cealaltă, nu știu, dar a fost foarte amuzant. A fost ce trebuie, nu? Foarte amuzant a fost. Un păr superb asta e. Este foarte simplu. Mamă, îți dai seama, acum mi-a crescut stima de sine, mi-a crescut numărul de urmăritori pe Instagram odată cu declarația asta. Vezi ce înseamnă validarea? Toți avem nevoie. Exact. Eu ți-am încălzit un pic mai mult culoarea astăzi pentru că îmi place să fii puțin mai colorată. În cazul în care pe viitor vei simți să fie puțin mai rece, se reglează extrem de ușor acest lucru, bine? Nu cred că vreau rece, cred că vreau așa, e perfect. Nici eu nu cred, pentru că real o să simți bogăția culorii, știi? Dar îmi spui tu și se reglează super repede, da? Și dacă mai avem și câteva firișoare din astea așa, să știi că de obicei eu le tratez cu puțin fixativ. Cu ce le tratez? Pe care îl dau în palmă. Eu le tratez cu indiferență, că vorba aia nu știu ce să le fac. Îl dai în palmă, nu pe păr. Îl freci așa. Uite. Și gata, și nici nu-l încarc așa. Oh my God! Și asta poți să faci și pe parcursul zilei dacă cineva mai pleacă pe unde are chef, știi? N-am știut tehnica asta. Și la fel poți să faci și aici, pe degete și treci așa. Ești divin. Știi? Fixativul meu. Ce frumos! Păi nu, tu cu tehnica, nu știam, eu luam și puneam fixativul. Nu, că încarci prea mult și după aia abia mai descurcam, da? Da, și nici nu e bine, că încarci ai vrea. Super! Josh, nu mai avem baby hair! Josh, pe mine, focus! Nu mai avem baby hair! Josh. Bine, gata, pe Sorin. Dragilor, asta a fost. Ilinca, v-am spus de la început, era deja super mega frumoasă. N-am mai făcut decât o rădăcină acolo și un pic de luciu pe lungimi. Chiar sper că îți place luciul ăsta pe lungimi, să știi. Vreau să știu, Josh, dacă ai făcut un fel de stop cadru înainte și după. Ia uite-l. Ia, șoc, ochii lui Josh. Întoarce camera să te filmezi. Toate sensurile. Înainte și după. Să avem și noi un înainte și după. Avem, da? Eu de la început. Păi asta perfect. Zic. Da. Tu ai filmat acum dialogul ăsta? Da. Super, perfect. Vreau să rămână pe vlog. Exact. Este minunat. Josh este adorabil. Vă pupăm și vă iubim. Sorin, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc, Ilinca. Cam asta înseamnă să fii profi și să-ți iasă totul cu precizie de chirurg. Vă pupăm și vă iubim. Bye!